Bun găsit! Foarte bună centrare, ne știm interesul, știm cine suntem și ce putem, asta ne scutește de multe griji. Berbecii. Bună relație cu partenerul de viață sau în tot cazul un mediu personal, lucrurile le merg bine, pot avea realizări, ajung într-un punct de care pot fi mulțumiți legat de casă și cămin. Pentru tauri, ziua aduce convingeri ferme, poate și pentru că au fost verificate de-a lungul timpului, știu ce sunt, știu ce vorbesc și nu se lasă convinși ușor să facă lucruri care nu le pică bine. Pentru gemeni, bani astăzi din munca lor asudă, dar au rezultate și asta se va vedea și în zilele următoare. Pentru raci, ziua este marcată de tărie de caracter. Nu neapărat că se confruntă cu cineva, dar cumva astăzi dau dovadă că toată experiența acumulată, profesională și de viață, își spune cuvântul și știu exact cine sunt și ce fac. Pentru lei, ziua este marcată în cazul lor de echilibru emoțional. Indiferent care sunt situațiile care se creează, nu se pierd cu firea și știu să analizeze la rece o situație. Fecioarele se bazează pe prieteni sau pe cunoștințe și e important pentru ele care e impactul imaginilor în mediul din care ele fac parte, nu vor nici să rănească, dar în același timp vor să fie sincere și să spună lucrurilor pe nume, într-un mod constructiv. Balanțele au destul de multă autoritate astăzi, se impun sau își fac treaba pe culoarul lor, fără să se lase abătute sau influențate, le interesează prea puțin ce se întâmplă în stânga, în dreapta, deși știu ce se întâmplă și asta pentru că vor rezultate de la ele. Scorpionii au o zi în care intuiția lor funcționează foarte bine și asta îi ajută să anticipeze niște consecințe și poate sunt acum singura zodie care știe exact ce urmează să facă fiecare și unde duce fiecare gest. Pentru săgetători, ziua este marcată de influența pe care o pot avea asupra unei alte persoane, apelează la coarda sensibilă, se plâng, se jelesc, chiar aduc aminte serviciile pe care le-au făcut cândva, asta pentru a obține lucrurile pe care și le doresc. Pentru Capricorn, relația personală este subliniată azi cu cineva foarte important și există riscul să mâhnească această persoană, dar cu explicații și mai ales cu gesturi și servicii reușesc să o pună pe cale. Pentru vărsători, muncă multă astăzi. Și asta pentru că au spirit de datorie sau sunt obligate de calendar să termine treburile la timp. Pentru pești vorbim de emoții, mai ales în relație cu persoanele aflate la distanță, la care nu pot ajunge sau la inima cărora nu pot ajunge. O zi care ne cere multă emoție astăzi și detașare în același timp pentru a observa emoțiile cât mai lucid. Mai bine, ne vedem și mâine.